E vorba de ceea ce știm, ce s-a spus, mă rog, și de către avocați, și de către Simona, la un moment dat, și anume că este vorba de un supliment alimentar contaminat care a dus la prezența acelei substanțe în corpul Simonei. Eu am spus de atunci, sunt nevoit să repet, oricât m-ar întrista lucrul acesta, nu mi se pare, din punct de vedere logic, viabilă această apărare cu care s-au dus avocații acolo. Un supliment comercial care să conțină așa ceva, acest medicament rar, cu acces spitalicesc, nu are cum să ajungă într-un supliment comercial. Dacă ajunge, atunci nu ajunge numai la Simona Halep, ajunge și la alte persoane. El prezintă un grad mare de risc în ce privește efectele adverse și colaterale. Poate să ajungă, eu știu, la bătrâni, la copii, poate să producă daune. Ori despre așa ceva nu este vorba. Cum a ajuns numai la Simona acest, într-un supliment comercial, acest roxadustat, care oricum nu avea cum să ajungă acolo? Spuneam atunci că nu e nici țelină și nici zahăr pudră și nici ce mai scrie pe suplimentele alimentare că ar putea să fie urme de așa ceva. Acolo este roxadustat, care nu poate fi introdus decât în mod deliberat în corpul cuiva, dar nu de către Simona. Asta am susținut-o, am crezut acest lucru și îl cred în continuare. Însă nu văd cum ar putea să ducă la o convingere a juriului această apărare a Simonei prezentată de avocați și pe care a invocat-o și Simona. Cotidianul spaniol Marca vine cu o estimare. În acest caz, Simona Halep ar putea să primească o suspendare de 2 ani. Cum vedeți dumneavoastră această estimare? Vi se pare una realistă sau aveți o altă așteptare? Simona Halep va primi o suspendare și cea mai probabilă este cea de 2 ani. Și mă rog, nu e cea mai rea, ar putea să fie de 4. Suspendarea de 9 luni, aia care intra la un moment dat în discuție ca un caz special, nu cred că se mai poate lua în considerare acum. Și atunci rămâne asta de 2 ani, ar fi bine să fie așa. Oricum va lua suspendarea, adică oricum ea va fi cumva sancționată. Pentru că este vorba de primele două probe, acelea cu roxadustat pozitiv, la care nu se discută acolo. Ele sunt clare, probele au fost acceptate și de Simona. Ea nu a contrazis acele probe de laborator, deci dacă nu reușește să demonstreze faptul că ei au fost introduse în mod împotriva voinței ei sau fără știrea ei în organism, și repet, cu acea apărare cu suplimentul alimentar și cu roxadustatul, nu văd cum ar putea să o facă, ea va fi sancționată. Și sancțiunea cea mai probabilă este asta cu 2 ani. Din care însă înțeleg că se poate scădea ceea ce a executat, ca să spun așa, Simona până acum, pentru că face tușa de 9 luni de zile sau chiar mai mult. Mai este însă cea de-a doua acuzație legată de pașaportul biologic. Și acolo, din câte văd informațiile, a fost găsită o anomalie a unui anume test, care, interpretată fiind, duce la ideea unui doping repetat în timp, care modifică acel parametru. Asta ar fi foarte grav. Dacă se confirmă așa ceva, asta duce la o suspendare de 4 ani, probabil, și la încheierea carierei
Simonei și oricum pata pe viața ei și pe cariera ei, care oricum există, nu mai poate fi ștearsă. Deși, repet și o să repet întotdeauna, nu cred că este vina ei, nu cred că ea a făcut asta în mod conștient, crește această umbră pe Simona dacă se demonstrează că acel test duce la interpretarea asta a dopingului repetat. Vă spun că dacă s-ar demonstra că Simona și-a introdus în mod deliberat în organism substanțe dopante, eu nu mai scriu nimic despre tenis. Pentru că înseamnă că nu m-am priceput nici la om și nici la sport dacă Simona a făcut așa ceva. Eu nu pot să cred lucrul ăsta. De ce? Pentru că am văzut-o de atâția și de atâția ani, nici nu știu, cred că sunt câteva meciuri pe care le-am scăpat în 8-9 ani, am văzut-o și niciodată n-am văzut la ea o încercare de a trișa în timpul jocului, așa cum fac multe jucătoare, mulți jucători, tot felul de trucuri, de tertipuri, pauze medicale, le știți foarte bine, încercări de a frâna adversarul când e pe val și așa mai departe, discuții cu arbitru în contradictoriu, uneori doar iarăși ca să fragmentezi jocul adversarului, să-l oprești din elan. Ori n-am văzut-o niciodată făcând așa ceva. Ea a jucat un tenis uneori extraordinar, alteori bun, alteori slab, dar întotdeauna a fost un tenis cinstit, un tenis drept. Nu am văzut ceva necinstit în jocul ei. De aceea nu cred că ar fi putut să facă așa ceva. Adică dopingul, vă dați seama, este mult peste tot ce am spus eu, tertipuri și trucuri la joc. Este ceva extrem de grav. Ilie Năstase ne-a vorbit despre că ar fi existat un tratament diferențiat. Adică noi, românii, prin Simona Halep, am fost tratați într-un anumit fel, dar alte jucătoare au fost acceptate din acest punct de vedere și la presiunea unor mari parteneri financiari, comerciali pentru instituțiile din tenis, pentru WTA și așa mai departe. Cum vedeți această acuzație a lui Ilie Năstase? În general, aș vrea să nu mai comentez ce spune Ilie Năstase. Am avut suficiente polemici, ca să spun așa, cu Ilie. Pur și simplu am înțeles. Pare rău. Dar dacă îl scoatem pe Ilie Năstase din ecuație și rămânem totuși cu această idee care circulă și prin societatea românească. Asta este o idee generală, domnule Mironică. Nu se referă numai la Simona Halep. Am mai auzit-o. Suntem o țară mică. Ăștia ne calcă în picioare, fiindcă suntem slugi, fiindcă stăm cu capul plecat. Am văzut discursuri acum și, mă rog, și la alt fost mare jucător român, și la alte jucătoare din România. Asta este o idee suveranistă, generală, naționalistă. Este un complex de inferioritate tradus într-un complex de superioritate, de fapt. Sau invers, dacă vreți. Adică noi, țărișoara, cu Simona noastră, de fapt noi suntem mai tari decât toți, domne. Simona ar putea să le bată pe toate, domne. Și pentru că era așa de periculoasă, îi dau la cap acum, domne. Și că noi suntem slugi, țară mică, și îi dau la cap. Ce să-i dea la cap? Simona nu mai era în momentul... Am auzit variantele astea, că aranjamente, ca să nu îi pericliteze locul lui Świątek, de pildă, sau al lui... cum se numește, din Belarus. Sabalenka. Sabalenka, da. Sabalenka,
BioNTech, cele care sunt acum pe primele locuri. Păi nu le periclita în niciun fel. Ea nu mai era în momentul când a izbucnit acest scandal, ea nu mai era între jucătoarele de top 5 ale lumii. Nu periclita pe nimeni. Deci nu sunt nici pe departe, nu pot fi de acord cu astfel de teorii. Ele reprezintă, alimentează frustrările românilor și sunt foarte prizate astfel de ziceri, nu? Sună foarte bine. N-am auzit asta numai la tenis, auziți mereu că suntem noi persecutați și suntem sclavii Europei, da? Am auzit asta de la domnul actual prim-ministru, că partidul său a scris asta în programul de guvernare, că nu vrea să mai fim sclavii Europei. Despre asta este vorba, da? Cu textul ăsta, cu cum a fost lucrată Simona Halep. N-a fost lucrată de nimeni, după părerea mea. Roxadu, statul ăla e în corp, a fost în corpul ei. Acesta e un fapt. Cum a ajuns acolo, nu știm și nici nu știu dacă o să știm vreodată, dar acesta este un fapt. Că nu l-a băgat nici America, nici, eu știu, soțul lui Serena Williams, nici mai știu eu cine, nu l-a băgat în corpul Simonei. El este acolo. Cum a ajuns, nu știu. Asta este, domnul Mironică, să nu... E foarte comod, să știți asta, să ne iluzionăm cu chestia asta. Ce bun suntem noi și cum ne faultează ăia mari. Domnule Popescu, primele două turnee de Grand Slam în acest an au fost câștigate de acest domn de 34 de ani, Novak Djokovic, care face miracole. Care 34, domnule? 36 face. 36, pardon. Djokovic am primit, chiar am primit. Mi-e pare chiar mai tânăr. Ok. Da, asta acord, este explicația, are 36, da. Pădus pe muchie. Ok. Da. Credeți că la această vârstă incredibilă, el poate să facă ceea ce așteptăm de foarte mulți ani, Grand Slam-ul acesta perfect? Toate cele patru calendaristic. Turnee. Da. Vă referiți la calendar Grand Slam, adică toate patru turneele câștigate în același an. Da. El a făcut ceva foarte aproape de asta, să știți. A câștigat toate cele patru turnee consecutiv, dar nu în același an. Adică a câștigat US Open, Australian Open, Roland Garros și Wimbledon, dar nu în același an, ci cu US Open-ul din anul precedent. Acum, să facă asta, Wimbledon-ul poate câștiga. Novak Djokovic are o rețetă, are un mecanism foarte bine pus la punct. El știe cum să câștige la Wimbledon. Dacă ne uităm în afară de Australian Open, de casa lui, el la Wimbledon are 7, numai puțin de 7 titluri, fiind la un pas de a-l egala pe Roger Federer și este la același nivel cu Pete Sampras. Așa cum Bjorn Borg a inventat atunci, în a doua jumătate a anilor 70, o modalitate de a câștiga mereu și mereu și mereu pe gazonul Wimbledonului cu acea lovitură de dreapta foarte liftată, cârlig a lui, care era o noutate în tenis și cu care nu mai juca la linie. Pentru că până atunci tenisul la Wimbledon se juca la linii, la risc. Erai mare jucător dacă dădeai 5-6 minci pe linie într-un singur punct, cum făcea Ken Roswell. A venit Borg, care trimitea mingea undeva la jumătatea terenului, cu efectul ăla imprimat de dreapta lui, o minge care era foarte greu de folosit. Nu prea aveai ce să faci cu ea, nu puteai să faci punct. Marea majoritate a jucătorilor aveau priză deschisă atunci și priza lor deschisă era extrem de vulnerabilă la astfel de lovituri cu efect liftate, umflate la jumătatea terenului al lui Bjorn Borg. Același lucru îl face acum Novak Djokovic. El are o plasă, o schemă în care își prinde
adversarii pe iarbă prin deplasarea lui formidabilă stânga-dreapta, reușește să trimită înapoi mingi care în mod normal pe iarbă nu pot fi trimise înapoi. Orice alt jucător nu mai scoate, de pildă, un slice trimis mult în afară, care iese din teren, prinde terenul și apoi se duce mult în lateral, pe iarbă. Cum să mai scoți așa ceva? Ei bine, Novak Djokovic scoate astfel de lovituri. Și este suficient în fața bombardierilor, cum este Berrettini, cum este Medvedev, cum este Tsitsipas, toți acești jucători peste, mult peste 1,90, care servesc năpraznic și lovesc foarte tare, el reușește cu acest joc prin care absoarbe șocurile, reușește mai devreme sau mai târziu să-i destabilizeze și are la dispoziție 5 seturi pentru asta. Asta este esențial. Novak Djokovic este categoric cel mai bun la jocul de 5 seturi, mult mai bun decât la jocul de 2 din 3. Acolo poți să-l mai păcălești. Dar când e vorba de 5 seturi întinse, eu știu, pe 4 ore, 5 ore, e foarte greu să-l bați. Deci nu văd în clipa de față pe cineva care să poată să rupă această plasă pe care o aruncă asupra adversarilor, plasă de recuperări și de tactică. În plus, Novak Djokovic are mai multe feluri de a juca. Dacă vede la un moment dat că nu-i merge, că schema asta cu absorpția loviturilor de pe fundul terenului nu-i merge, adversarul nu se destabilizează, el poate să joace, de pildă, servici vole, cu care pe iarbă se poate câștiga. Novak Djokovic are în clipa de față un joc de servici vole în buzunar, pregătit, pentru orice astfel de situație. E un jucător cu mai multe feluri de a juca. Federer avea vreo 4. Deci, iată de ce are, după părerea mea, prima șansă și nu cred, nici măcar Carlos Alcaraz, nu cred că poate să-l bată pe iarbă. Pe zgură, însă, cred că Carlos Alcaraz a ratat o foarte bună ocazie să obțină o mare victorie la Novak Djokovic, la Roland Garros, din pricina tinereții și pripelii, să spun, de care a dat dovadă acolo, alergând și scoțând niște mingi care pentru noi au fost absolut fantastice. A fost cel mai înalt nivel de tenis pe care l-am văzut în ultimii ani, de la marile meciuri cu Nadal, Federer și Djokovic. Dar asta l-a costat foarte mult, pentru că și-a împins limitele organismului la maximum. Deci asta este cu Djokovic în momentul de față. Vârsta nu are nicio semnificație. Corpul lui este jucătorul cu cel mai bun fizic pentru tenis din toate timpurile, fără discuție.